Distracția unor tineri din Teasc, Dolj, s-a terminat prost. În încercarea de a face drifturi într-o benzinărie, câțiva prieteni și-au făcut mașinile praf. Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum șoferul unei mașini trece cu viteză la milimetru pe lângă două autoturisme parcate. Din fericire, reușește manevrele de evitare a obstacolelor și își continuă cursa în viteză. Probabil încântat de reușita sa, mai încearcă o dată. De această dată, evite la milimetru să acroșeze o tânără care apare în zonă lângă mașinile parcate, dar manevrele de a trece pe lângă mașini nu îi mai ies, așa că se urcă în plin pe una dintre mașinile prietenilor săi. Speriați și nervoși, aceștia se adună rapid. Îl scot pe șoferul vitezoman din mașină și aplică câteva palme să se învețe minte, mai ales că șoferul vitezoman nici măcar nu era proprietarul mașinii pe care a făcut-o praf. Nimeni nu a depus însă plângere la poliție, iar conflictul s-a încheiat ca între prieteni.